noul XC40 Recharge, care este ca vechiul XC40 Recharge, pe care tocmai vorbeam cu Dan mai devreme că l-am testat deja și în dungă. Câte clipuri avem, mă? 3 sau 4, da. Deci, prin urmare, nu o să mai intru în detalii din alea cât e de lung, cât e de mare, cât e de aia, oricum povestim în timp ce conducem. În schimb, hai să punctăm câteva noutăți, dacă le putem numi așa. Peisajul, exact, că-l filmăm, în habitatul său natural, adică avem, iată, nu e cromă, deci chiar este un lac frumos din Suedia, de pe lângă Göteborg, unde cerul se întâlnește cu sine. Ia-o pe asta. Poiat. Deci șmecheria e că avem această culoare prăzulie nouă, care este foarte frumoasă, dar în rest mașina păstrează schema bicoloră pe care o știți. Mai are niște jante noi cu care s-au lăudat mult, de 19, doar că toate mașinile de drive test ne-au venit cu jante pe 20. Ne-au promis jante pe 19 și au venit jante pe 20. Ne-au spus că are ceva gen 7,4 secunde de la 0% și noi am reușit să scoatem sub 7,3. Și alte lucruri din astea, cum să zic, care țin foarte mult de felul de a fi al suedezilor, așa, mai sobru, adică promitem mai puțin și livrăm mai mult. Și mai are ceva, de fapt, cel mai important lucru este acela că avem o versiune cu propulsie, cu un singur motor, cu o baterie foarte mare. În rest, același XC40 pe care îl știți și de care unii au apucat chiar să se îndrăgostească. Interiorul este așa cum te aștepți de la o mașină suedeză, chiar dacă unii dintre voi vă agitați pe Facebook non-stop că este deținută de o companie chineză, nu contează, sau cel puțin nu din punct de vedere al designului sau influenței pe care o au asupra mărcii. Interiorul este extrem de frumos și cuvântul aici nu este mișto sau asta, nu, e frumos. E de bun gust, este foarte elegant, este un interior nou pentru XC40. Dacă ar fi să zic și ceva de nașpa, continuăm să folosim acest plastic glossy pe care eu îl urăsc, acest piano black care agață amprente și ar mai fi ceva. Și de fapt ăsta este complaintul meu cel mai mare pe parte de design și anume faptul că mi se pare foarte bătrânească integrarea asta a consolei în bord, dar poate ține cumva de tradiționalismul celor de la Volvo. Ce pot să zic, Dane? Bine ai venit înapoi la noi pe canal. Da, bine ați venit înapoi la noi, cum era? Bine ați venit la noi în celulă. Este vorba de noul XC40 single motor. Este noul motor pus pe electrica. Da, dar spune-le la oameni că este nu doar primul motor dezvoltat de Volvo în Suedia, dar este și rear wheel drive. Deci avem tracțiunea pe puntea corectă. Exact. Propulsie, bă, propulsie, că se supără toți puriștii, bă. Tracțiune când e pe față, adică trage, nu împinge, știi? Toate pe lumea asta despre tras și împins, ca să zic așa. Bă, am condus twin motorul de vreo 3 ori sau de 4 ori chiar. Într-adevăr, acolo vorba ta este foarte năpraznică, e foarte multă putere. 400 și ceva de cai? 408 cai, da. Asta mi se pare extrem de echilibrată. Îmi place că au făcut și cu două baterii diferite, la 69 de kW și la 82,5. Și asta este extrem de dur, la 82,5, și avem 500 de km autonomie în regim de mers normal, mai urban, să spunem. VLTP. Da. N-am înțeles niciodată cum e treaba cu VLTP-ul, da. Păi simplu, bagi și tu într-un tunel unde nu bate vântul. Ah, ok. Da, sau da, se anulează, da, efectul. Perfect. Și mergi cu 60? Mergi cu 60, cu cât mai puțină greutate, dacă eventual scoți bancheta, oamenii ăștia să fie mai ușor. Da, deci am ales să stau în dreapta, în prima porțiune în care conducem aici. În Suedia! Suntem în Suedia! Unde, apropo, este superb, veniți în Suedia să vă plimbați. Da. Suedia made in Ikea. Nu, pardon, Ikea made in Suedia. Suedia made in Ikea. Suedia made Ce in Ikea. Ce au făcut? Au montat țara au și montat cu pioniță. Băi, da, da, să știi că da, toată lumea știe că eu nu sunt fan SUV-uri, dar
este îngrijită, este clean. Singura mea obiecție, și după aia spui tu ce nu prea ți-a plăcut, bă, mie mi se pare zgomotoasă. Eu în continuare tind să dau vina pe anvelope. Nu contează pe ce dai vina. Nu am văzut ce anvelope sunt, dar ai numai gălăgie de anvelope. Într-adevăr, parcă S90-ul dat acolo de cealaltă gamă e mai bine antifonat, știi? E posibil să fie făcut niște cost cutting pentru că este entry level-ul până la urmă. Da, eu îți spun că le auzeam și cu muzica pornită mai devreme, știi? Adică se... Nu, chiar se aud. Chiar se aud. Da. Dar în același timp nici nu mai ai niciun altă sursă de gălăgie în jur. Ai... Ok, doar poate GPS-ul. Ba da, să vorbești tu sau asta. Da, în rest ai doar anvelopele și atât. Ce fac, mă? Ne-au pus parcare ca să facem circulețe, că văd că sunt numai urme de anvelope pe stradă. Să facem niște drifturi pe aici. Ia că merge. Nu, no, e țin sistemele astea de asistență. E chimită, gata, nu omoră, ajunge. Că be... Lasă că acum că ne-am învârtit un picuț, poate s-o mai toci din anvelope și facem abține gălăgie. Și că recomandarea lui Dan pentru a micșora zgomotul de fond, zgomotul ambiental în mașină, este să derapați ca animalele cu ea până se... Și uite aici toată echipa Volvo care se uită la noi. Deci că you have arrived, you're not allowed to drive anymore. Concluzia este că este o mașină foarte bună să stai în dreapta, e bună ca pasager. Da, 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 și mă obișnuiesc repede cu luxul, cred că mi-au șofer. Wow. Ok, e frumos că au făcut să coboare și oglinzile, nicio problemă, dar aveam asta și pe Volvo-ul meu din 2012. Dar camera asta bate foarte în jos și dacă ești un pic în pantă, tu nu mai vezi absolut nimic din ce se întâmplă în spatele tău. Asta e un dezavantaj. N-am făcut switch și că întâi de toate hai să lămurim asta, ce caut eu pe canal la voi. Noi am rămas prieteni, eu cu Dan. Bine, mai tot colaborăm, adică și la tine și mai departe. Și alte chestii, exact. Bun, și acum că am dat asta din drum, hai să zic și eu cum mi se pare mașina, că ne-am mutat. Bă, foarte mișto. Deci indiscutabil, foarte, foarte mișto. Este stabilă, este confortabilă, este bine, cum să zic, se așează foarte bine pe drum. Suntem pe un drum din ăsta de pădure, virajat, foarte frumos. Suedez. Suedez, da, da, ceea ce înseamnă că nu are potholes și alte binecuvântări din astea. Și la 100 de kilometri la oră, în toate virajele, n-ai nicio greață. Exact, n-ai niciun stres. E drept că are și un centru de greutate foarte jos și o baterie foarte mare, cum a zis și Dan, și care îți oferă o grămadă de juice, de umf. Cât era? 252 de cai? 252 de cai, 420 de Nm. Dacă mă întreb pe mine, trebuie să-ți dorești neapărat să fii super obișnuit cu un purcoi de putere să o iei pe aia twin motor, pentru că asta este super, super bine echilibrată. Sau să ai nevoie de 4x4. Atunci, da, iarăși, mai se justifică aia altă. Dar altfel... Iar asta e o depășire. N-ai absolut nicio emoție cu ea. Efectiv, nicio emoție. Iar faptul că acum are propulsie, deci că magia se întâmplă pe puntea spate, se simte chestia asta. Eu, mi se pare că noi am condus și eu și Dan și all-wheel drive-ul, deci modelul... Numai all-wheel drive. Numai all-wheel drive, da. Exact. Și n-aș zice sub nicio formă că asta îmi displace. Pe cât e de comodă, pe atât e de fâșneață. Și hai să le spunem oamenilor chestia cea mai interesantă legată de mașina asta, că și deși este un SUV electric, are doar 2 tone. Ceea ce pentru o mașină de dimensiunile astea, zic eu că este foarte bine. Bă, ținând cont că cred că 600-700 de kg au bateriile și motorul electric, e ceva. Da, deci la ritmul în care conduc eu acum, adică undeva la 100 și ceva de kilometri la oră, îmi zice că mai avem range 330 de kilometri. Cu 82% la baterie, dar noi nu amenajăm mașina. Da, absolut deloc. Adică până aici a condus Dan ca un hun, pentru că așa știe el să conducă. Nu ca un hun în sensul de a brutalizat-o, dar oricum într-un regim mai sportiv, normal. Adică nu ne-am abținut nicio secundă în a o călca. Asta în condițiile unei temperaturi relativ scăzute, deci hai ca să vă explic. 7 grade afară. Da, ador țara asta, dar la ăștia și când e cald e frig. Adică, deși străluce soarele pe cer,
maxim, este foarte frig. Și chiar mi-a zis mașina mai devreme că range and acceleration reduced because of the outside temperature. Un loc foarte mișto care va fi divin pentru noi românii, așa, care suntem obsedați de Waze. Tu vezi că tu ai două navigații în același timp. În cockpit ai Google Maps-ul foarte mașinii tare, și pe infotainment ai Waze-ul strict de poliție, că nici n-am pus hartă pe el, vreo rută sau ceva, știi? Asta e un avantaj. Un dezavantaj, camera de pe spate care bate foarte jos. Și astea sunt mărunțișuri Lucy style. Ca da, să fix, mărunțișuri. Și cel mai mare mărunțiș al acestei mașini, suporturile de pahare care nu țin sticle cum avem noi, de-astea de sticlă. Asta Doamne, ce cârcotași și băi, eu... Știi, nu, ca să cauți nod în papură, pentru că nu prea ai ce să zici rău despre ea, hai să fim serioși. Deci eu acum înțeleg de ce am ieșit, cum să zic, parțial din domeniul ăsta auto, știi? Deci știi ce mă distrează la jurnaliștii sau youtuberi auto? Și domne, am o mașină de 250 de cai, extrem de confortabilă, cu tracție, cu propulsie spate, cu o baterie de 80 ceva de kW, cu 400 de Nm, cu aia... Bă, da, sticla de cola nu se înfige fix în suport, boss. Deci nu e bine. Deci nu e bine, e o mare problemă. Ah, și camera aia de pe spate, care apropo are o rezoluție comparabilă cu camera cu care filmăm noi, înțelegi, de aia de cinema, ce bate jos. Bă, nu e bine. Deci nu e bine. Bă, ce rău e, bă, să te înveți cu luxul, bă, știi cum e, nemulțumitul lui se ia darul, frate. Păi, excelentă mașina. Deci, da, au, știi ce? Din punctul meu de vedere, n-au decât să scoată suporturile de pahare. I don't give a fuck. Deci să nu le mai pune deloc, dacă se poate. Nu, suporturile, dar camera poate scoate. Da, bine, eu mai și glumesc cu tine. Poliție, băgam ea și... Nu e poliție. Nu e poliție? Nu, este un nene într-un Volvo 480. Păi nu, da, e un nene cu o veste reflectorizantă. Nu știu cum să se explic. Eu, auzi, hazard reported ahead. Eu am sechele, că vind în România. Asta e... Văd o vestă reflectorizantă, mă ia emoția că eu am și o talpă mai grea, așa. Nu, și... dar această mașină, hai să fim realiști, nu prea e ce să zici de rău despre ea. Nu. E calitate premium, nu, exact cum te aștepți. Este oricum entry-level-ul în gamă și pentru un entry-level oferă foarte, foarte mult. Mie îmi place foarte mult simplitatea ei. Bă, este, eu nu sunt un adept în sensul hipster al minimalismului. Adică, domnule, e cazul, nu e cazul, trebuie să o dezbrăcăm de tot ca să fie minimalistă. Bă, nu. Glumești, nu? Și tu tocmai tot weekendul ai vorbit numai că vrei să iei Tesla. Băi, ai făcut un spoiler, băi. Păi da, dar nu din motive de minimalism. Vreau să-mi iau Tesla. Sunt conștient. O să dezbatem acest subiect și pe zonă. Este un semafor in the middle of nowhere. E o singură chestie care mă intrigă. De ce cu o baterie atât de mare, deci are o baterie totuși de peste 80 de kW, deci mai mare decât, cât era, 84? 82,5. 82,5. Deci mai mare decât la Model Y, mai mare decât la Model 3, ai un singur motor, deci nu ai cine știe ce consum și ăla este poziționat pe puntea corectă, cum zice Dan. De ce totuși ai doar 500 de kilometri VLTP? Cred că e fix în funcție de cum au reușit să distribuie puterea și s-ar putea să fie software aici. Adică Tesla e foarte bun la optimizare. Uh-huh, exact. Adică mă întreb că... și încă ceva. Mașina nu este foarte grea. Deci are 2 tone. Adică la specificațiile astea, sincer, m-aș fi așteptat să fie o mașină de peste 600 de kilometri. Și mai o chestie. Teslele cred că sunt mai aerodinamice. A, tu crezi că este și o chestie de drag, de coeficient. Uite, ia hai să ne uităm care este coeficientul la asta și să vedem, comparăm cu Tesla. Că, aia nu era o lumină de circuit, nu era un semafor de circuit, am înțeles. Pregătește-te, turează motorul, dar... Cu Tesla Y, să zicem, ar fi comparabilă, nu? Da. Tesla Y are 0,23. Wow! Deci fix wow! Asta are 0,32. Okay. Deci asta este unul dintre motivele principale pentru care Tesla face cu aproximativ 100 de kilometri în plus. Mai mult. Și pe aia ce baterie avem? Te-ai uitat de curiozitate? Ca să facem o comparație. Basically asta este în clasă cu Model Y, nu? Adică da, asta e în clasă cu Model Y. Da, că nu e. Y-ul nu e mare, X-ul e mare. Da. Ok. Baterie, maximum range are 80,5. Dual motor, 514 cai.
și autonomie de 533 și asta ar fi echivalentă, doar că e all-wheel drive. Și long range-ul 75, 350 de cai, 507 km. Da, deci cu o baterie mai mică. Și alea sunt dual motor toate. Doar standard range-ul este single motor, care face 455, are 50 de kW. Deci da, este mult mai eficientă Tesla din punct de vedere al autonomiei. Da, deci exact cum ai zis tu, cred că este și o chestiune de optimizare. Foarte posibil. Optimizare, bine, aerodinamică. Acum noi discutăm mici amănunte, știi? Adică vorbim de 50 de kilometri plus minus. În gândul meu era Model 3-ul, știi, că aia long range-ul care are peste 600. Dar, na, eu zic că este suficient. Adică asta într-un regim combinat de oraș, oraș plus ceva commuting. Eu cred că cu asta faci 350 ca popa, pilot automat, 140 eu pe autostradă. Eu cred că mai mult. Eu zic da. Strict autostradă, 140 pilot automat. Cred că scoți peste 350. Păi o să vedem, că o să tragem o concluzie la sfârșitul zilei, pentru că avem o să o plimbăm prin frumoasa Suedie astăzi la greu. Pe post oprești aici, să tragem 0-100, avem semnal. Da? Da, ok. Pur și simplu te oprești și accelerezi, că el măsoară non-stop. Gata? Dai. E mult mai bine. 7.29. Wow. Am scos sub timpul declarat de ei. Wow. Și ia, du-te la 100. Da, și mă întorc și, la... Nu, și după aia îi dai talpă frână. Da, brusc, așa? Da. Îi rupe în capul? Da. Când vrei, sunt pregătit. Acum, hai. Poți să-i dai? Ai văzut cum te strângi celătura? Da. Suntem nebun la cap. Deci e frână de Volvo, da? Hoai de curul meu. Cu anvelope de iarnă, 2,99 secunde, 36 de metri. Wow! Cu asta scoți 30 de metri cu anvelope de vară. Unele decente. Mamă, cum a fost asta? Și am avut și înclinație de 2 grade jumate. Dacă te interesează, dar nu mai contează acest aspect. Da, mă interesează. Măiculiță, deci am simțit că mi se urcă curul mașinii în spate. Deci, what the fuck? Nu, într-adevăr, senzația unei frânări de urgență la un Volvo este efectiv nemai întâlnită pe alte mașini. Și eu fac asta cu toate mașinile pe care pun mâna. Ma. E rău. E rău. Deci, zi-mi, comparativ cu ce ai mai măsurat tu. Cum e? Frânează mai bine decât 850U, spre exemplu, care e aproape supercar. Deci, așa, procentual, din toate pe care, că înțeleg de la tine că le testezi acum pe toate. Da. Faci chestia asta cu absolut de toate. De jumătate de an de când avem drag-ul, efectiv toate mașinile le testăm. Bun, și asta unde se află? În top cât procente? Cred că e în top 3 mașini din tot ce am testat în ultima jumătate de an. Am o vagă impresie că V60-ul a frânat mai bine ca asta, mai dureros. Dar oricum vorbim tot despre Volvo. Da, adică... da. Nu, de la alte branduri nu, senzația asta atât gol în stomac n-am avut de la niciun alt brand. Asta e clar. Da. Mamă, deci boss, mă doare ceafa, mă crezi? Mamă. Deci uite, ai 130, țin-o constant la 130. 26-25 de kWh. Bun, la 130, păi constant. E ușor să facem calculul, da. În regim de autostradă, mergând cu 130, faci între 350 și 400 de km. Hai să o luăm așa. Ok, și dacă dai de fast charger, că mașina asta se încarcă la 150 de kWh. Ok. Ei, pe noua generație, cum e X90, acolo vedeți chestii foarte interesante. Acolo se încarcă la viteze de alea exorbitante. Exotice. Exotice. Da. Deci, de la 10 la 80% o încarci pe asta în 40 de minute. Deci asta înseamnă că la fiecare 10 minute capeți încă vreo 100-115 km autonomie. Te deranjează să mergi cu ea la drum lung și să faci la fiecare 3 ore câte o pauză de, să zicem, da, 20 de minute? Nu, e ok. Eu zic că e ok. Gata.
Sturca. Serios? Deci, asta e așa ca un mic easter egg, ca un mic bonus la materialul nostru. Suntem în modelul de 408 cai. Ăla pe care l-am mai și testat pe canal, da, de mai multe ori. Zi surpriza, hai, zi încântarea. De la 729 la 495. Și de la 108 metri la 74 de metri. Și inclinația, surprinzător, am nimerit-o să fie la fel. Vorbești serios? Da. Da, deci sub 5 secunde. Cred că putem scoate un timp și mai bun. Adică n-am nicio îndoială, mașina poate. Ia hai să vedem de cât e cifra oficială. Asta vreau să văd. Bun, deci cifra oficială este 4,9 secunde și noi am făcut 4,95. Deci... they delivered. Da, they delivered, exact. Lăsând preferințele un pic deoparte, nu ți se pare că este mult mai echilibrată și justificată aia la altă lucrurile? Ba da, ba da, ba da, ba da. Pentru orice consumator de rând. Ba da. Și este în același timp și varianta mai rațională. Păi da, și mai ieftină. Automat. Și mai departe ține doar de buzunarul vostru și de preferințe și nevoi pe care să o alegeți, dar părerea mea, aia de 250 de cai ar fi suficientă, e și mai ușoară. Și mai economică. Și mai economică. Tada! Dai seama, 500 de kilometri autonomie față de 380 cât avea asta când am luat-o? Da. Full? Da. Îi simți, la un drum lung îi simți. Nu este vreun supercar, culmea, mai este și un SUV și știți foarte bine că nu sunt mare fan SUV-uri, dar chiar mi-a făcut plăcere să mă dau cu ea prin împrejurimile Göteborgului. Este atât de compusă, este atât de așezată, este atât de serioasă mașina asta, fără însă să-și piardă din farmec. Este același XC40 pe care l-am mai testat de atâtea și atâtea ori, doar că are niște îmbunătățiri și niște noutăți, le-am menționat, varianta cu un singur motor, cu propulsie, jantele de 20, în cazul de față, mă rog, 19, whatever. Dar nici măcar nu cred că este important că aceste upgrade-uri sunt incrementale, ci faptul că această mașină mi se pare acum matură și extrem de prietenoasă.